Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a anunțat că din cauza pandemiei de COVID-19, în unele state precum Franța, Spania, Irlanda și Israel au fost introduse restricții, fapt ce ar putea crea dificultăți în procesul de vot de la 1 noiembrie. Într-un comunicat mai specifică că, din data de 17 octombrie 2020, Franța a instituit pentru o perioadă de 4 săptămâni unele măsuri restrictive de circulație pe timp de noapte între orele 21:00 și 6:00 în unele localități franceze. Măsurile vor afecta activitatea secțiilor de votare din orașele Paris, Montreal, Villeneuve-Saint-Georges, Lyon, Strasbourg și Nița, nefiind însă afectată cea din Bordeaux. Ambasada Republicii Moldova la Paris va emite autorizații de circulație pe timp de noapte pentru membrii birourilor electorale. Prin intermediul anunțurilor în mediile sociale, precum și în cadrul grupurilor diasporei, ambasada de la Paris recomandă votanților vizitarea secțiilor de votare înainte de ora 21:00 pentru a exclude eventuale amenzi din partea autorităților, se arată în comunicat. Conform sursei citate, și autoritățile din Irlanda au decretat pentru întreaga țară cel mai înalt nivel de restricții până la 1 decembrie 2020, ceea ce implică aplicarea unor restricții implicit de deplasare în rază de 5 km a reședinței persoanei, fapt care ar limita posibilitatea deplasării la secțiile de votare constituite în această țară. În asemenea condiții, Ambasada Republicii la Dublin a solicitat reconfirmarea permisiunii și alte instrucțiuni vizând deschiderea celor 4 secții de votare în Irlanda și clarificări dacă deplasările votanților spre secțiile de votare pot fi considerate esențiale, deci admise fără amendarea cetățenilor Republicii Moldova și garantarea dreptului de vot. Răspunsul autorităților irlandeze este așteptat în cel mai apropiat timp. Și în cazul Spaniei, guvernul acestei țări a aprobat la 25 octombrie curent, în ședință extraordinară, starea de alarmă pentru 15 zile. Potrivit acestei decizii, nu se impune izolarea la domiciliu, însă sunt impuse restricții de mobilitate între provincii cu posibilitatea de deplasare doar pentru necesitățile argumentate, deplasarea la serviciu medic. Pentru a evita dificultățile de deplasare a cetățenilor moldoveni la vot, misiunea noastră diplomatică a prevăzut scrisori confirmative publicate pe paginile oficiale care vor putea fi folosite de către conaționali pentru a atesta intenția acestora de deplasare între provincii către localitățile secțiilor de votare. În contextul situației pandemice, Ambasada Republicii Moldova în statul Israel a publicat o scrisoare confirmativă adresată autorităților israeliene și altor instituții sau persoane interesate, prin care se confirmă că alegerile prezidențiale vor avea loc 1 noiembrie 2020. Cetățenii Republicii Moldova în această țară sunt rugați să printeze sau să descarce acest document în format electronic pe telefonul mobil pentru a fi prezentate la solicitare.